N-a văzut cine este fermierul anului și n-a văzut să-mi spună. De aceea te felicit încă o dată și sper ca exemplul tău să fie un imbol pentru toți ceilalți tineri, pentru a obține și ei în anii următori acest rândit trofeu, zic eu. Încă o dată toate cele bune și felicitări din tot sufletul în toate inimile. Domnule primar Bărășanu, vă felicit că aveți astfel de tineri și astfel de fermieri pe teritoriul Comunei Frumoșica. Da? Mulțumesc mult tuturor! Vă felicit, domnule fermier! Eu am fost chiar și am văzut ceea ce aveți acasă. Am vrut să mă conving, deși îmi spuneam toți că ai un exemplar extraordinar, dar am vrut personal să mă duc să mă conving. Am și trimis echipă de specialiști acolo. Vreau pe lângă acest trofeu să luați pentru 120 de capete boluri care pe o perioadă de 6 luni de zile. Aceste boluri le dai animalelor și 6 luni de zile ele își asigură atât tot ceea ce ține în proprietăți, vitamine, calciu, fier, absolut tot. Chiar vreau să-mi spuneți cum se va manifesta uiețele tale după acest tratament. Repet, 6 luni de zile nu mai e nevoie să le faci niciun fel de tratament bazat pe vitamine, fiindcă ele îl au aici. Rog Ioana să-i numerești diploma, Daniel, ajutați-o să își pune și încă o dată să-l aplaudăm toată sana și să-l felicităm. Fac o mică precizare. Fermierii anului care au fost și invit alături de mine pe Palatul Constantin, nu se regăsesc în acest top 30, fiindcă ei deja au fost promovați, deja sunt arhi cunoscuți la nivel național. Prin urmare, am considerat că e cel mai bine să lase loc și altor tineri în ideea de a, dacă vreți, de a fi promovați și de a avea un anumit, eu știu, ton sau ascensiune. Vă rog, vă rog, domnul Pane. Veniți și dumneavoastră și în mod normal trebuia să fiți prezent aici la credință. Bună seara, în primul rând. Vreau să mulțumesc domnului Ionică Nechipor, președintele asociației. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și m-au susținut. Da, mulțumesc tare mult, am emoții. Nu, mulțumesc. Mulțumesc și vă rog frumos.